Ebru Şahin și Jedi Osman s-au întors din Maldive. Şahin și Osman și-au încheiat vacanța în Maldive. Cei doi au postat la povestea lor pe Instagram un filmuleț prin care au vrut să împărtășească cu fanii faptul că se întorc din vacanță. Şahin nu ezită să arate cât se simte de fericită alături de iubitul ei, mișcând din umăr pe ritmul muzicii. Melodia se numește Din nou la drum. Presa din Turcia scrie că cei doi îndrăgostiți au accelerat decizia de căsătorie după ce familiile lor s-au întâlnit și au început pregătirile pentru logodnă. Cuplul este în căutarea unui loc de vis pentru nunta lor. Ebru Şahin și Jedi Osman, care își doresc să stea la masa nunții vara viitoare în Cesme, locul în care a început dragostea lor, au început deja să caute locația perfectă pentru o nuntă de vis. Ebru și Jedi, care visează să aibă o nuntă la țară, vor purta inelele de logodnă în lunile următoare. Frumoasa Ebru Şahin vrea să arate că trăiește cele mai fericite zile din viața ei și că este o femeie împlinită, atât pe plan profesional cât și personal. Tânăra actriță, care a câștigat iremediabil inima telespectatorilor cu portretizarea frumoasei Reyhan în serialul Herçay, care a fost difuzat pe ATV în Turcia și a ajuns la final cu puțin timp în urmă, continuă să ne surprindă într-un mod plăcut. Actrița, în vârstă de 27 de ani, a apărut în seriale precum Mireasa din Istanbul și Prețul fericirii, însă nu a reușit să se facă remarcată cu ușurință. Adevăratul succes l-a cunoscut în 2019, cu serialul Herçay, care a fost difuzat pe ATV timp de 3 sezoane și a fost premiată pentru cea mai bună actriță. Frumoasa actriță, care a jucat alături de Kipeşul Akin Akinozu, a stabilit un tron în inimile telespectatorilor. Serialul și-a luat rămas bun de pe micile ecrane cu cel de-al 69-lea episod, difuzat pe 25 aprilie. Imediat după finalul serialului Herçay, Şahin a plecat într-o vacanță în Maldive alături de basketbalistul Jedi Osman. Ebru Şahin, care atrage mereu atenția fanilor, și a sărbătorit ziua de naștere alături de iubitul ei. Iar la finalul vacanței s-a anunțat că Şahin și Osman au decis să se căsătorească. Conform știrilor din Turcia, Ebru Şahin și Jedi Osman se vor logodi pe 25 iunie și vor face nunta doar în septembrie 2022. Se pare că actrița continuă să experimenteze fericirea la cote maxime, deoarece au apărut deja informații că tânăra actriță continuă să negocieze pentru producții noi. Potrivit știrilor de pe TV100, Ebru Şahin va colabora de această dată cu producții de buget mult mai mare. Şahin, care și-a accelerat pașii carierei sale odată cu succesul din Herçay, în mod evident, foarte curând o vom vedea în producții mult mai mari. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul nostru. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, toate cele bune!